Scandalul a avut loc duminică seara la târgul anual din comuna dâmbovițeană Brezoaiele. Pe imaginile surprinse de un martor se vede cum totul degenerase. Mai mulți bărbați s-au îmbrâncit și și-au adresat injurii sub privirile îngrozite ale martorilor. Femeile și copiii prezenți la terasa respectivă s-au panicat când scandalagii au început să se îmbrâncească. Polițiștii și jandarmii au intervenit prompt și au aplanat spiritele încinse. În urma altercației, 5 persoane au fost amendate în baza legii 61. Din păcate, nu este pentru prima dată când manifestarea se încheie în acest mod, în ciuda eforturilor organizatorilor.